Salutare pinguinilor, bine v-am regăsit la un nou episod din RLCraft. Băi, astăzi vreau să mergem să batem dragonul pentru că le-am găsit vizuina. De fapt, am găsit o viziune de dragon. Este acolo un dragon care doarme și vreau să-l bat pentru că am nevoie de oasele lui, de capul lui și mai departe. Bă, m-am și mutat între timp. Am încercat eu aici să-mi fac puțină curățenie în chesturi, dar na, după cum bine știți, nu prea țin eu curățenia. Dar na, ce să faci? Bă, am aflat câteva chestii. Am găsit atlasul ăsta care mi se pare, mi-a zis cineva de el tot, zicea: "Bă, fă-ți atlas, fă-ți atlas, că e foarte bun", dar eu nu știam că e atât de bun. Adică e pur și simplu minimap. Acum când mă voi ce să explorez, o să am deck tot aici, pot să pun waypoint-uri și așa mai departe, markere. Ceea ce e super șmecher și mă gândeam astăzi dacă reușesc să vreau să călărim o pasăre. Și am zis că cu acest bestiary vom afla cum călărim o pasăre, ceea ce e super. Aici mi-am mai pus eu niște chestii, suntem în mijlocul iernii, ora 11 dimineața, perfect, că ar trebui să mă duc totuși spre dragon acolo ca să... ce-i chestia aia? Bigfoot! E Bigfoot! Oh my god! Oh my god, merge spre Bigfoot! Vreau să-l văd pe Bigfoot. Bigfoot, Bigfoot. Oh, shit. Tu nu ești Bigfoot. Atât. Bigfoot! Nu e Bigfoot. Dar nu ești Bigfoot, frate. Ce naiba ești tu? Bă, credeam că e Bigfoot. Am luat țeapă, mă, băieți. Shit! Chiar credeam că e Bigfoot. Oh my god. Bă, m-am dat în căsuța asta. Mă rog, e un turnuleț și momentan stau foarte bine aici. Adică e perfect. Am mai aflat și chestia asta cu apa. Chestia se numesc water collector. Înțelegeți? Nu se fac foarte greu. Și atunci când plouă și aparent când ninge și se pune zăpada pe el. Aba nu, nu se mai pune. Nu mai merge. Lol, când a nins, mi s-a cules apă, știi? Gen, și nu foarte bună de băut. E direct purificată. Deci e perfect. Ia să vedem aici și ce avem la bestiarii. Introduction. Ok, nu o să stăm să citim toate astea. Ok, next. Bun, ce mai avem? Introduction. The only way to obtain more information about the magical world is to research other writer works. Oh, deci trebuie să craftăm un lectern. Ok, hai că craftăm un lectern, nu-i problemă. Ok, am craftat. Ok, hai să-l punem aici. Bun, și aici? Atât? O să pun o carte sau ceva? Nu cred. Ok, continuăm, ia să mai vedem. Oh shit, dar e doar... Stai, ce? E doar... Bă, știu că am văzut, m-am interesat puțin și am... Erau mai multe chestii, nu era doar introduction ăsta. Mi se pare că trebuie să le aflu eu pe parcurs? Dar cum le aflu? Dar să zicem, ia, dacă îl pun aici lectern cu papirus de ăsta... Oh shit, oh shit, se mai face încă o pagină. Oh, acum am înțeles. Ok, știu că din cartea asta o să aflăm cum putem călări o pasăre, gen, și să putem zbura chiar și dragonul. Să putem face un dragon al nostru. Hippographics. Ok, hippographics. Ăsta-i, mă, ăsta-i. Asta e cioara pe care vreau să o călăresc momentan. Asta e cea mai ok. Bun, deci astea sunt ciorile pe care putem să le găsim. Ok, și avem nevoie de ce e asta? Muscular Predator, să-i atac, nu știu ce. Mi se pare că e Rabbit Foot. Da, e Rabbit. Rabbit Feet. Rabbit Feet. Picior de iepure. Deci trebuie să mergem să batem iepuri. Ok, aici e Hero Armor Can Be Made. Ah, pot să-i fac și armură. Oh, trebuie să-i fac armură. What? Deci o să am nevoie de un stick ca să îl comand pe hipografic ăsta? Picioroi? Păi, ești nebun! Super șmecher. Bă, super șmecher, frate. Deci ok. Deci ca să facem o cioară de asta, avem nevoie de Rabbit Foot. N-am Rabbit Foot pentru că nu m-am gândit eu să bat cum îi spune. Oh my god, și mi-a luat toate manuscrisele. Bă, nu mi-a luat tot. Putem să mai aflăm chestii? Ok, cred că vă plictisesc stând așa și aflăm chestii. Ok, vom merge spre dragon și revin. Eu am mai jucat și pe live. În caz că nu știți, mă rog, în mare parte oamenii care s-au uitat și pe live se uită și la episoadele de Craft, deci cred că știți. Dar dacă în caz că nu știți, am găsit o viziune gen undeva pe aici, pentru că văzusem eu pe net că cineva tot așa găsise chestiile astea. Stați să iau trână copul. Ok. Ce se numesc bone block, știi? Și după aia nu știu cum naiba a săpat în jos și a găsit direct viziunea de vizuina de dragon. Era un dragon acolo care dormea și l-a bătut și eram gen:
What the fuck? Și dacă știi câte chestii de astea am găsit, deci am rămas super prost, adică eram, what the fuck, de ce de... Ok, ce stați vă mi-am mai făcut încă un inel de rezistență sau în rezistență 2, trebuie să-mi fac aia de poțiune, mi-am făcut tulbel care pot să-mi pun aici, după cum bine vedeți, am grappling hook, e un fel să-mi pun uneltele la brâu, vedeți? Dacă se vede așa puțin animate, e super șmecher. Și mai am chestia asta, ce mi se pare super șmecher, îți dă imunitate când iei foc și cine asta rezistență to fire damage. Mă rog, nu mă protejează și de lava, dar nu-i problemă. Eu m-am pregătit, vom merge imediat, stai că o să am nevoie de trândăcop. Nu mai știu unde am făcut gaura, aici am făcut gaura, perfect. Perfect, dar mi-e frig. Holy shit, mi-e frig, dude. Bă, voi știți că nu m-am gândit la asta cu frigul. Ah, shit. Ar fi trebuit să-mi iau armura de lână. Uitați, mă rog, hai că poate rezist, poate rezist. Oricum, voi face orice să rezist pe aici. Bun, uitați-vă. Unde era? Bă, unde era? A, am făcut și asta cu summoning staff. Acum pot să... Acum pot să am pet. Înțelegeți? Că mă tot chinuie. E simplu, pot să am pet. Doar că, credeți-mă, sunt slabi toți. Adică, gen, sunt slabi. Nu dau foarte mult damage. Poate te ajută în unele cazuri, dar nu pe cât aș crede. Nu știu, am înțeles că Chupacabra e foarte bună și pe aia cred că o să o folosesc. Bun, hai să vedem undeva pe aici. Jos sau sus? Look at the bad boy. Nu știu dacă e ok să stau sus, dar hai să fac puțin mai mult loc și să-i dăm. Îl batem primul dragon. Mamă, câtă fericire pe mine. Ok, o să-l batem cu arcul. Mi-e frică să mă duc să-i dau cu sabia, sincer vă zic. Mi-e frică rău. Uite-l ce sfură el acolo. Ia fraiere să ți-o dau. Sper că nu se trezește, nu? Face urât, dar nu se trezește. Dacă se trezește, plecăm, adică... Bă, totuși mă enervează, m-aș duce jos. Hai să vedem cum ajungem noi jos. No! Ok. Pentru voi, fuck! Îl bat! Fuck! Nu muri, Pingu! Haide! Haide! Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god! Oh my god! M-a aruncat ceva, mi-a făcut ceva, mi-a făcut ceva! Ok, mănânc repede, repede! Oh my god, ceva îmi face! Îmi dă în cap, nu-i bine! Hai că mai are puțin! Puțin mai are! Foarte puțin mai are. Nu mă mai arunca, că mă enervezi. Mai are nu. Oh my god. Oh my god. Nu știu unde să-i dau la ouă, la unde să-i dau. Ce prost, nu trebuia să sar. Ai, de capul meu și am și lag. Ai, de cap, nu știu ce se întâmplă. Guys. Fuck, dă-te, dracu. Te bat, fraiere. Mai are puțin HP. Haide. Aoleu. Bă, mă izbește undeva. Zi-mi, te rog, că nu mor. Nu pleca, te rog, eu nu pleca. Ești super low, fraiere. Oh my god, ce lag e. Ok, am scăpat un pic. What? Are 0%? M-a aruncat aici și văd că s-a oprit și doarme. Nu mi-e să cred. Deci m-a aruncat undeva pe aici. Am crezut că mor. Că uitați-vă puțin la armura mea.
Sigur o pierd, bag piciorul. Dar acasă cu tine s-a oprit și doar, băi. Oh my god. Slabule. L-am bătut. E mort. Primul Daragun. Oh my god, în sfârșit. Mamă, dar cât level. Blaze powder. Holy shit, acum trebuie să luăm toate astea, fiți atent. Perfect. Dragon fire, ce? Fire dragon flash. Holy shit, câte chestii. Holy fuck. Acum, oh my god, câte iteme. Lasă, nu, n-am nevoie de astea. N-am nevoie de astea. Vreau oasele, oasele le vreau. Atât. Perfect. Uite, capul dragon. Ălai. Respect. Dragon bone. Ok, ce rău de astea n-am nevoie. Dude. Oh my god. Ăsta da, ăsta damage. Superb. Dragon skills. Holy shit, nu știu ce-i chestia aia, dar știu că o să mă ajute foarte mult. Bă, cred că stăm super bine la câte chestii am putut să iau. E, what the fuck. Ok, în chesturile astea ce dracu sunt? Manuscript. Ok, book n-am nevoie. Dude. Oh, emeralde, gold. Goldul e destul de bun, așa că o să-l luăm pe tot. Firework star. Ok, o să-l iau și pe ăsta și... Mai e un chest aici. A, iron, n-am nevoie. O să mă întorc altă dată să iau minereurile de pe aici. Pentru că destul de bune. Nu știu, vreau să văd dacă mai am. Mi se pare foarte puțin dragon bone, că am primit atât de puțin. Adică, credeam că primesc și eu mai mult. Că vreau să-mi fac armura de asta de dragon. Holy shit, nu mai e, nu? Nimic. Băi, dar uite ce a făcut aici, bă, mortul, bă. Bă, da, m-a izbit. M-am avut noroc, dar n-am înțeles toată faza asta, gen, m-a izbit în partea aia. Am stat, mi-am dat toate astea și totuși, nu știu ce dracu s-a întâmplat. Abar n-am, nu m-a întrebat, nu, nici nu vreau să știu. Ok, cred că o să plecăm, uite diamond, nu, o să vin eu altă dată și o să reiau și diamondul. Aici de la ce am bătut, Ender Pearl, alte chesturi. A, cred că le-am luat pe astea. Bun, lăsăm gravel-ul aici, punem dragon skull-ul aici, luăm un grappling hook și vom merge exact de unde am plecat. Stai să vedem dacă ajunge până acolo. Faci mișto de mine, nu? Fuck it. Bun, hai să facem pe a... Ah, shit. What the fuck, ce-și vechiri grappling hook-ul ăsta? What the heck? Holy fuck, ce-și vechiri. Ah, shit. Ok. Oh my god, what the fuck, cum pot să mă mișcă? Ok, nice. Lol, cheese a fost. Ok, plecăm de aici, plecăm de aici. Îl punem înapoi. Târnăcopul meu, să-l pun și pe ăsta. Perfect. În sfârșit am bătut dragonul cu... Chiar dacă nu mai am deloc mai am armură. Na, ce să faci. Mi-au dat-o băieții. Ok, vom merge acum înapoi spre casă. Este aici un village, trebuie să fie, da. Bă, sper că v-a plăcut episodul. Cred că în următorul episod vom merge și vom încerca să luăm un hipografic de la, să îl putem, cum îi spune, să îl putem călări, să putem zbura cu el, ca să, nu știu, să explorăm mult mai bine. Îți dai seama, dacă zbori, e mai ok decât să mergi așa ca ultimul noob. Și, da, ar fi super șmecher. Băi, ce să zic? Vă mulțumesc mult de vizionare. Ne auzim pe data viitoare. Eu o să încerc să văd ce aș putea face cu chestiile astea și dacă ele vom face următorul episod. Ok, și a venit hipotermia, trebuie neapărat să ajung acasă, să dau drumul la căldură. Că asta a fost, eu am fost Pingu, aveți grijă de voi, v-am pupat, salut!